Amice, amice, dacă vrei cele mai ieftine și cele mai jumeche de jocuri, intră chiar acum pe Neba și folosește codul Bercea pentru 3% reducere. Și de asemenea, dacă dorești articole vestimentare la cele mai bune prețuri, intră pe Foodshop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Vă salut, amicii mei, și bine v-am regăsit la un episod de seara de Forza Horizon 5, aici alături de Amicu și de Steț, pentru că Sălbaticu nu mai vrea și ne-am jurat. Sunt aici alături de Lecturicu și, amice, ghicește ce avem aici. Ai noul BMW M4. La băieții, una dintre cele mai rare mașini ale jocului, pentru că avem surprize pentru voi. Astăzi avem BMW 4, mâine o să vedeți la Lecturicu noul R7, avem și noul e-tron, dar o să le luăm pe rând, să vedem dacă își merită banii, pentru că ne-au costat o avere. Eu ca să fiu și mai hapsân, mi-am cumpărat două R7 să le am aici și un singur M4, deci uitați, am aici două R7 și un M4, dar nu. Astăzi o să ne concentrăm pe BMW-ul M4. Amice, eu o să mă duc să-l tunesc, tu o să stai cu M8-ul, ca să facem așa un fel de M4 cu M8, să vedem care sunt cele mai tari mașini ale momentului. Eu nu l-am pe ăla, că nu am mai avut bani de el. Care? Ăsta de la tu, M4 nu am avut. Da, eu am avut bani aici, dar nu este problemă. Vreau să apăsați acum pe buton de like dacă mai vreți episoade cu Forza, v-a plăcut foarte mult episodul data trecută. Amice, hai să-l tunăm, că abia aștept. Jur că am așteptat ieri și m-am ofticat, ia să vedem. Bă, să-l fac eu 4-4, îl fac 4-4, n-am ce face ca să-l dăm în cursă. Vreau să... Ia uite și tu, amice, ia să vedem câtă putere putem să-i scoatem. Deci el în momentul de față, o să ne uităm după câți kilovați are. Ia uite, evacuare, îi pun evacuare, amice, îi pun de toate, amice. Kilovați electric? Păi nu, da, știi că pe tot așa scrie, că și la tine în certificat scrie. Da, Steț, dar tu ce faci, Steț? Tu nu vorbești. Sunt te înjur. Deci, bă, de când au băgat ăștia mașini electrice, amice, m-am dat peste cap. M4 e... Bă, să știi că, da, vezi tu. E normal să scrie în kilovați. Mamă, cum arată, uite și cu suspensia de race. Amice, când o cobori, nu știu, băieți. Inițial, când a ieșit acest nou M4, am fost puțin ca în circunspect, să vă zic așa. Nu prea mi-a plăcut. Dar, bă, după am zis, bă, stai puțin, că e chiar șmecher rău mașina. Deci mi se pare superb, mi se pare chiar unul dintre cele mai frumoase BMW-uri. Vreau să ziceți și voi în comentarii cum vi se pare acest nou M4. Mi se pare chiar așa frumos. Bă, mi se pare bestie, amici, asta e să fac eu și niște jante de la uriașe. Mamă, cum arată, dar nici nu merită să-i pun alte jante, că ale ei sunt superbe. Deci ar merita. Amice, și știi ce-mi place la asta? Nu știu dacă la R7 merge. Știi că pot să-i pun... ia fi atent. Păi nu știu că nu știu că amice, deci fii atent, pot să-i pun lipul de fabrică de la BMW, nu, îl pun pe ăsta. Ia, eleronul, mamă cum arată cu eleronul ăsta micu, vai de mine, da, nu poți să-i pui, îl pui pe ăsta de stabilitate, că oricum arată bine, bă, da, ții minte că pe M4 au arătat bine. Și ăștia, Sport Rear Bumper, amice, modifică evacuările, ești nebun, și pragurile full carbon. Mamă cum arată, știi că pe M4 pe la mereu au arătat bine ăștia, cum le zice. Ia uite că nu vine acum spoilerele. Chiar au arătat bine pe M4. Ia stai așa că n-am văzut. Ia să vedem. Result. Amice, deci acum mașina are 938 de cai, am o tonă 400 pe ea și e o bestie. Am scor de 925, deci merge cu M8-ul. Ia să vreau să-i dau și la design. Să-i dăm așa la paint car. Ok. Să vedem așa ce culori, cu ce culori vine de fabrică. Deci nu uitați, am dat 20 de milioane pe mașina asta, ne-a sărăcit. Bine, m-a sărăcit. 20 de milioane! Da, păi da, pentru că băieții profită. Mamă, culoarea asta verde. A? A? Amice, o fac verde ăsta pe care l-au scos acum. În caz că vă întrebați de unde am cumpărat-o, am cumpărat-o de pe Auto Show, de la licitație de fapt, pentru că băieții s-au băgat frumos... Oh, frumoase culorile astea. S-au băgat. Bă, cine e dump Alex ăsta? Este eu. Au băgat hecurile și au băgat mașinile. Mi-am cumpărat și un SF90 Stradale, așa, la mișto. Este, mă, să dau eu web-ul mai așa, că l-am dat prea așa. E perfectă treaba. Au, scuze. Ia să vedem. Amice, sper că ești pregătit afară. Vreau să te fac o liniuță. Să vedem. Sunteți iarăși lotul singur de pe net, amice? Dacă ta poate... Mamă! Amice! Dar vreau mai înainte să o privești, așa, joasă. Ia, spune-mi acum, te rog. Unde ești? Da, fii, dacă o văd iar murdară, mă enervez. Ia, fii atent. Cu culoarea asta verde, știi că... Nu e murdară. Ia zi. Sau? Bă, e frumoasă, mă, ce -i. Dar ia uite-te și... Dar ia, fii atent pe la spate, amice, cum are evacuările. Ție cum ți se parcă? Mie... Parcă nici dragi așa nu-mi sunt.
Ia, ia uite-te. Adică sunt mișto, dar sunt diferite. Da, da, da. Sunt diferite. Da, dar eu am motion blur ăla, că mișc imaginea, se vede bârâit așa, am zis toată. Dar nu știu cum s-a scos, mă bat. Ia, hai, amice, la o liniuță. La Bloom. La Bloom? Unde? Stabil. Facem la gata. Clanxoane. Băieții, nu bă, launch control. Hai. 3, 2, 1 și... Mă rupești, nebun! Da, și auto-l pe ăla cu tuning-ul de pe internet. Mai lasă, că ăsta e prea prost ăsta, nu știu. Ce vei bă, dacă eu nu știu? O, dar mă sparge, îl sparge pe ăsta, ești nebun? Și aia, păi amice, păi și ușoar, amice, are o tonă 400 acum. Ia uite și tu ce se duce nebuna, dar n-am top speed ce dreptare, top speed minte. Bă, dar se duce bine, mamă cât îmi place, deci mi se pare că e absolut genială, bă, băiesc, deci n-ai ce. Mamă, și cum se conduce, amice, vezi, nu știu față de R7, dar tind să cred că asta... știi cum e? Hai să-i dăm o notă, amici. Eu pe aspect nu știu. Hai să dăm o notă. În ce putem vedea. Eu pe aspect o să-i dau din partea mea un 10. Mie îmi place maxim. Acum ești prea generos. Păi fă-i și tu și dăm și facem o medie. Împărțim la 2. Eu, nu știu, mai mult de 8 nu-i dau. Deci avem o medie de 9. Păi ce avem 9 la aspect? Păi, de exemplu, M8-ul mi se pare mult mai frumos. M8-ul, da, e. Păi aia zic, și dacă tu le-ai dus 10 la M8, cât ai? 15? Păi stai, bă, puțin. Dar e și păi... o mașină nouă, e și generația nouă. Ăla e din generația veche, cum ar veni. Sincer, amice, ca și sprint o să-i dau nota 8, că sprintează destul de repede, nu foarte repede, dar destul de. Și ca și handling, desfacem o cursă, dar până acum se mișcă bine, îmi place. Așa că hai să facem cursa și să vedem ce note îi dăm și pe handling. Și băieții, vreau să dați și voi notele în comentarii exact cum le-am dat și noi. Așa că o să facem cursa și revenim. Gata, băieții? Mamă cum arat! Mamă cum arat, amice! Bă, dar puteam să dau borrow car la tine oare? Mergea? Cred că mergea, nu știu. Bă, ești nebun? Sau nu cred. Că făceam și-o, păi mi-a părea acolo funcția, dar nu știu. A, habar n-am, las că facem și o comparație între ele. Huh! Două M8-uri, bine, stez nu se pune, că stez și-a schimbat și motor și pe măsa și tot. Ai și 25 de scor în plus. Da, și 25 și... Ascultă-mă că e 25 scor de mai mult. Adică păi e mai mult, că în primul rând ai handling bun, asta nu prea are. Da. Auto ce... Auto ce sprintează. Da, bă, și ne-am băgat și volanele, băieții, pentru voi aici. Păi da, mă, dar tu reușești să faci tuningul de pene, nu știi să-l faci singur. Oh, da, da, amice, vezi că pe handling e tank. Mamă, ce arune că asta ești nebun. Păi la cât scura este, crești eu. Îl văd pe amicul. Deci băieții, până acum îi dau nota 10 pe handling, jur. Deci stă ireproșabil mașina. Uite-te și tu, amice. Bine, nici performanță, cine știe ce n-are. Nu mi-am umblat pe la top speed. Cât ai pe aici, amice? 250-260. Cam așa am și eu. Păi și eu la fel. Nici da, nu-i forțez. Eu mai dau un frână. Eu nu ciupesc frână, ce-i? Eu da, dacă nu o fac praf. Stai degeaba, are cea mai bună mașină. Ce vrei, bă, ce dacă... Vrem? Bă, și amice, și gândește că ăsta nici volan n-are. De-aia gândești tu dacă avea ăsta volan. Nu putea să țină pe stradă pe aia. Nu o ține. Niciodată. Mă joc din controler acum. Amice, vezi că bătrânul M.O. vine după tine. Stai, amice, să mă obișnui și eu cu ea, amice. Aia că eu mai sunt obișnuit cu asta, că aia și merg de multe ori cu ea. Mamă, dar cum se aude evacuarea asta, bă, băieți? Amice, când schimb, face fix popcorn-ul ăla, pop-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 
Mamă, cum face, cum pârță e. Deci sper că o auziți, dar nu știu dacă o auziți bine, dar oricum e genială mașina, e... Ai bă, aici era un de ăsta de mă blocă șamaș pe mine. Auzi. Că te făceam. Bă, e greu bă cu mașina asta. Hai că te mai aștept toți de pe aici. Vreau să mă joc așa cu ea. Da, doi. Tânga dreapta. Doi că după aia poate te întrecolo, poate am toți pe mai mare. Băi, cum se aude în plafonare, cum pârță e, ce cârnaț dă. Bă, deci eu n-am auzit. Eu sunt mașină. Curios dacă R7 la i-au făcut și lui ceva ca lumea la sunet, că se aude R7. Bă, da, are, se aude, că m-am dat eu pe o țără cu ea și chiar se aude bine.
Dar fii atent, să nu-i pui și tu cum i-au pus unii. Deci știi care tipsurile mari de RS? Aha. Poți să-i pui 4 care sunt 7, dar de ce i-ai pune? Mamă. Deci, mă amici, tu te lași sau? Nu mă las, bine, acum nici nu merg foarte tryharder, că mai întrețin și, și atmosfera. Păi eu tryharder, pe mine nu mă lasă mașina să fiu tryharder, că dacă intru mai tare în curbe... Bă, iau curbele, pe da, pe roșu, ești nebun. În loc să fiu, în loc să fiu tryharder, sunt invers. Mamă, dacă... băi, amice, deci n-am auzit mașină când schimbă vitezele să se audă mai frumos ca asta. Ia. Păi da, oare o fi, oare e stock? Nu cred că e stock. No, păi nu e stock, că e modificată, dar oricum. Ia auzi, ia. Auziți și voi. No, eu, deci eu mașina e bestie. Îi mulțumim lui Răzvan, băiatul cu contul, că el a cumpărat-o. Dar în schimb am mai stat și eu pe, da, pe cont și i-am cumpărat SF90 stradale și 2 R7. Pentru că sunt mașini rare. Mamă. Cât ai pe aici, amice? Bă, am 314. 316. Păi bine, bă, cred că e mai mult ca mine. Nu, no, păi asta e maxim, gata. Păi da, dar și mai eu la 311. Eu la 311 pe aici, așa. E grea aia, mă, e grea. Bă, amice, păi da, dar ia fi atent. Hai să nu comparăm nici motoarele, amice. Că tu ai 448 cu două turbine, eu am 3000 cu două turbine. Nici măcar în V. Înțelegi? Da, degeaba. Nu vezi? A, luai decorul. Îmi place maxim, bă, băieți, deci de handling, mașina are nota 10. Nici nu vreau să mă gândesc dacă îi pui vreun motor din ăla, vreun V10 sau vreo nenorocire de aia. Dar oricum nu o să-i punem niciodată, pentru că nu o facem noi din ăștia. Adică noi ne legăm de motoarele lor stock și de cutiile stock. Bine, de fapt n-ai cum să-i modifici pe la cutia, decât doar dacă îi modifici tracțiunea. Dar n-ai cum să nu-i modifici tracțiunea, pentru că te faci praf cu ea. Deși cred că merge așa, dar am zis să... Sau nu păi, și prima oară mai o modificat sau nu? Ba da, pe-o făcut... Ăla e doar spate? Da. În mod normal, da. Sunt tare curios... Asta nu e așa proastă, dar e rău. Eu îți face de 6. Eu sunt tare curios de o chestie, amice. Dacă i-aș fi mărit eu top speed-ul, oare cât aș fi scos din ea? Cred că la cum văd se ducea între 140-150. Bă, cred că se ducea, nu știu. Ia uitați-vă și voi, băieți. Ia asta nu crește cum arată, cât uitați. Bă, am 320 în blană. A, uite. Păi eu n-am, ești nebun. Eu nu știu dacă ating 320, ia să mamă, cum arată de bine. Și bă, cu roțile astea așa. Eu luai mai mult, într-adevăr, 330, da. Da, greu. Păi da, amice, dacă ești care e 4-4 V8, amice. 4-4 V8. Nu, da, adică aia, cred că, amice, e M8-ul de fabrică. Ia atât, cred. Adică 300, ia sigur. Ce vorbim? Chiar că. Ce mă, că optul meu ia 280, cred că, dacă îl supăr. Dacă îl supăr, nu-l supăra, amici. Nu mă dau la 280. Da. Să nu te da la urs cu una acolo. Nu mă dau la urs cu una. Da. Nu, no, n-am ce să-i fac, că e mai bună din toate punctele de vedere. Accelerează mai repede, handling mai bun. Da. Top speed-ul e la fel. Că bună, bine, am mai mare eu top speed-ul, dar degeaba, că bani eu le-au foarte greu. Pentru categoria ei și pentru scorul ei, cred că e una dintre cele mai bune mașini de scorul ăsta. Mă, nu știu, că eu nu cunosc, nu pot să-mi dau cu părerea, dar... E foarte bună, îți garantez că e foarte bună. Bine, M8-ul ăsta, din ce ține aminte de când am jucat noi, nu era foarte bun. Ba da, dar nici rău nu e, ca RS5-ul, da, de exemplu, că RS5-ul era praf. Da, bine, fără eleron, de fapt. Bă, asta mamă, să știi că ori, nu știu, ori conduc eu mai bine, dar să știi că nu prea avusei probleme cu el. De mă, nu-mi place asta deloc cum se controlează. Mamă, ce-mi place, deci nu știu. Chiar mi-aș dori să-mi cumpăr una, dar e destul de scumpă. E vreo 100 de mii, cred că una, sau 70-80 e sigur second. Dacă nu chiar mai bine și, na. Nu mă dau la urs cu mâna goală. Și e prea sport pentru mine, nu știu. Dar mi-ar plăcea rău una. Și plus că, amice, ce consumă ție a 7-le, a 8-ul, ce consumă asta tot pe acolo și... Bine, zic la mers normal. Nu consumă mult. Păi e ușurică, amice, ce să consumă? A, păi de amice, are 3000 cu o turbină. Zic că ți-a 14, 15, dar nu sare de 15. Dar benzina pe mai ieftină. Întreținerea e pe aceeași. Na, ce pui ulei? Că ulei intră tot în W30.
Nu mai sunt temurile de intra, nu știu, ulei în ele. Doar în Mercedes știu că au la MG-uri au niște uleiuri mai speciale. Bă, eu mă concentra aici, asta ajung, dar degeaba, n-am cum. N-ai cum, mă? Nu. Și condusem finisher. Bine, m-a avut momente când o pierdui un pic, dar nu... Bă, nu, e foarte bună mașina. Bine, nu e nici prea performantă. Uite, vezi că nu prinde niște pe la viteze sau accelerări foarte mari, dar e bună. Eu i-aș da o notă per total, bă, băieți, 9. Eu i-aș da un 9. Per total. Bine, bă, că avem un 10, 9, 10. Asta ar veni 29, împărțit la 3, face și voi un cap. Bă, asta la aspect eu mai mult de 8 nu pot să-i dau. Bă, nu știu, ești tu prea pretențios, dar mi-e place rău. Eu nu sunt pretențios, amice, dar 10-le e alu Doamne, Doamne. Amice, ia zi, adică alu R7. Ai, amice, că și grila asta cum arată. Bă, nu știu, mie nu prea-mi place să știi, nu sunt fan grila aia deloc. Amice, ceva, amice, dacă ai avea-o, mamă, ăsta e la 87. Stai spune la câte la 100, aoleo. Nu, amice, că știe, se pricepe. Ce vrei, bă, alunecă? Amice, știi ce vreau să mai facem acum? Rapid. Vreau să iei rapid un Huracan, dacă l-ai tunat și... Da, băieții, cam asta a fost cursa, dar hai să o auziți în tunel, ia. Mamă, cum se aude. Am și pentru voi aici că a stat, deci care a stat până la final să-mi zică chiar acum, să zică prezent în comentarii că i-am pregătit 5 super wheel spin-uri, să vedem ce o să primim și aici, că poate mai luăm un M4. Uite, dar am primit, amice, un Ford Racing Puma. Vrei unul? Eu? Atenție, e racing, amice. Poți să mi-l trimiți? Amice, e 20 de ca mașina, 3, hai să mai dăm încă 2. Să vedem care e șpârla. Și pârla, un GTR, dacă mi l-ar fi dat și în realitate, hai rapid, am văzut acolo un M4, dar din la vechiu. Și hai încă o dată, bam, 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 da, n-am primit nimic, n-a fost să fie, v-am pupat. Pa!